Onorată asistență, dragi frați și surori, din partea Departamentului de Învățământ Preuniversitar din cadrul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, vă aduc salutări, binecuvântarea lui Dumnezeu în această ocazie deosebită de celebrare a lui Dumnezeu și a lucrării Lui în țara noastră. Numele Domnului să fie slăvit în veci de veci. Amin. Ceea ce facem astăzi este un recurs la memorie, ne aducem aminte de ceea ce au făcut înaintașii noștri și dăm curs ceea ce se spune în Evrei, capitolul 13, versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Amin. Ce bucurie, ce onoare pentru noi astăzi, în cadrul acesta atât de festiv, să avem cu noi doi frați păstori nonagenari, fratele Stoica și fratele Handra. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Iar pentru că este un recurs la memorie, am încercat să mă uit în istoria seminarului, așa cum îl numim noi, la ceea ce a însemnat și înseamnă paradigma educațională a primei generații de seminariști. Și am identificat trei aspecte identitare care, într-un fel sau altul, definesc acea generație și nu doar acea generație, generațiile care au venit după anul 1921. Apetența pentru învățare, gândirea strategică și aportul instrumental al bisericii locale. În Maleahi, capitolul 2, versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune: buzele preotului trebuie să iubească știința și din gura lui se așteaptă învățătură. Pot spune, am fost fascinat citind ceea ce a însemnat aspectele curriculare ale primei generații când s-a fondat seminarul, să văd că dincolo de materiile de specialitate predate de oameni pregătiți cu doctorate făcute în străinătate, că în țară nu se putea la vremea aceea, să văd că aveau cursuri de istorie, istoria României, de geografie, limba română, zoologie, matematică, pedagogie, limba germană, limba franceză și limba engleză. Dincolo de studiile lor, ei trebuiau să știe istoria țării noastre, trebuiau să știe geografia, trebuiau să știe zoologia, trebuiau să știe matematica. De ce? Pentru că dintotdeauna baptiștii au fost promotorii noului și ai excelenței din punct de vedere al pregătirii academice. Au refuzat să fie și să facă ceva de mântuială. Le-a fost străină mediocritatea și trebuie să ne fie străină mediocritatea în pregătirea academică. Nu din dorința de a fi în față, ci din dragoste pentru Hristos și chemarea pe care El ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Puteni, Arad, București, dar același patos pentru pregătire. Citez din fratele Constantin Adorian: veșnic cu sacul în spinare, goniți când aici, când colo, dar cu dorul după învățare. Ce frumoși erau oamenii la vremea aceea. Da, ei nu merg la seminar pentru că au căzut la altă facultate, ci merg la seminar chiar dacă ar fi putut să facă orice facultate din țara asta, și merg la seminar la Institutul Teologic Baptist pentru că aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Apetență pentru învățare și apoi gândire strategică. Mulțumesc fraților de la studio, aveți în față imaginea României mari după 1918 și acele puncte reprezintă locurile de unde venea prima generație de seminariști. Sigur, în mod prevalent era din vest, dar observați partea de Bucovina de Nord, fratele Login Motrescu, fratele din zona Constanța, din Prahova, oamenii aceia gândeau strategii. Oamenii aceia nu făceau nimic de mântuială. Oamenii aceia aveau în imagine întreaga țară.
Și de aceea Dumnezeu a binecuvântat lucrarea respectivă. Din dragoste pentru Dumnezeu, din dragoste pentru țară, așa au gândit lucrarea la vremea aceea. Și în final, era aportul instrumental al bisericii locale. Dragă biserică din Buteni, dragi frați și surori, urmașii celor care au găzduit seminarul, ne plecăm în fața dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră și a generozității de care ați dat dovadă în anul 1921 când s-a înființat seminarul. S-au îngrijit de mobilier, s-au îngrijit de așternuturi pentru seminariști, de lemnele pentru iarnă, inclusiv au menționat ce tip de sobă să folosească ca puterea calorică să fie cât mai mare. S-au îngrijit să aibă petrol seminariștii pentru lămpi, așa se studia la vremea aceea, și să închirieze o casă pentru seminariști și să aibă unde să mănânce. În condiții austere, erau paturi suprapuse și au avut grijă să nu fie spațiul prea închis. În condiții austere, da, biserica de la Buteni a găzduit primul seminar și Dumnezeu a binecuvântat, și când s-au mutat la București, au fost primiți cu aceeași căldură. Da, seminarul, Institutul Teologic Baptist, aparține bisericilor locale din România. Amin? Amin. Haideți să spunem amin. 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 El este o instituție academică, dar aparține bisericilor locale. Este lecția istoriei. Și cât timp vor sta lângă biserica locală, Dumnezeu va binecuvânta această lucrare. Da, sunt optimist. Nu pentru că noi am avea nu știu ce valență, ci pentru că Domnul este credincios. Sunt optimist și îmi place să cred. Și nu este lozincă. Ce este mai frumos? De-abia de acum începe. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare. Dumnezeu să binecuvinteze absolvenții. Tot timpul m-a apăsat. Și vă rog să-mi permiteți această notă subiectivă. Tot timpul m-a apăsat ca responsabilitate faptul că am fost absolvent al seminarului de la București. Era ceva care mă obliga, era ceva care mă determina să fiu diferit. Aceasta vă doresc. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Dumnezeu să se îndure de noi și de țara noastră, dragă România. Amin.